Iar Comisia Europeană susține că lucrurile se îndreaptă în direcția bună în ceea ce privește aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Reprezentanții Comisiei mențin însă evaluarea conform căreia cele două țări îndeplinesc toate condițiile de aderare. Reacția vine după ce ministrul de interne austriac, Gerd Karner, a impus trei condiții în schimbul aderării la Air Schengen. These are positive developments. Things are moving in the positive direction, and I think this is what is important at this stage and where we work with our member states to find good solutions. For the European Commission, the protection of our external borders is a key priority. Let that be very clear. And we will ensure that the necessary funding is made available. And as regards Frontex, the agency stands ready to increase its support as needed. Comisia Europeană a reiterat faptul că România și Bulgaria respectă toate condițiile pentru aderarea la Schengen. Anunțul vine în condițiile în care ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a declarat că a stabilit condiții clare pentru Comisia Europeană pe care trebuie să le pună în aplicare pentru a fi de acord cu aderarea celor două țări la Air Schengen. Mai exact, Karner vrea triplarea numărului de polițiști de frontieră, modificări tehnice în special la frontierele bulgaro-turcă și româno-sârbă. În plus, Karner vrea să trimită celor două state solicitanții de azil din Austria.